Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod, aceea totul de mine. Da, desigur, avem aici pe Nolbert, care lumea îl vrea pe Nolbert. Hai că îl dăm, 160.000, 160. Cred că este destul de ok, mai ales pentru el. Bun, și astăzi vom începe primul nostru meci. După cum vedeți, un meci împotriva celor de la Wurzburg. Bun, haideți să jucăm meciul acesta. Deci, în meciul acesta Sergent își face debutul, uimitor acest debut, deci abia aștept să văd. Deci Sergent locopitan, alocopitano, cum s-ar spune, Sergent. No, bun, hai să începem acest episod în forță. Bun, eu zic să ar trebui să dăm mai încet. Așa. Logică, este start de sezon pentru amândoi jucători, pentru toți jucătorii. La pasă la Sergent, care e numărul 10. Pasa e bună. Sergent nu dezamăgește. Sergent. Sergent! Ai blocat acolo Sergent. Uimitor acolo Sergentul nostru. Saint, jucător chiar mai bun decât băiatul care s-a accidentat. Deși eu revin acum din accidentări. Uitați-l. L-au zis și pe acesta, pe comentator, zice că ar avea o șansă Sergent Can să-l scrie, pentru că despre el era vorba, pentru că era la mice. Ar fi frumos de gol la debut, ar fi un vis împlinit, cred că, și pentru mine. Dar nu, asta ne îngrijorează, Sain, gol! Gol, 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 gol! Sain îl scrie un gol mirobolant pentru, da... Din pasa aceasta minunată, din piesele astea, jocul acesta de pas este incredibil. Da, deci acest meci este uimitor deja, nici n-am început bine, deja minutul 14, gol. Foarte frumos, da. Un gol excelent, pasele alea superbe, chiar am omitat golul ăsta. Uite, Sergent recuperează, jucător, cum am spus, Sergent, foarte bun jucător. Uitați cum trece, o pasează. Sergent este la minge. Haide! Sergent! Ha, putea să fie gol la debut pentru Sergent, numărul nostru 10. Pasă bună la Păun. Păun înaintează. A, Păun. Și pe partea lui Păun, și ce dată este că Păun are numărul 9, a spus că o să schimb chestia asta, dar am uitat. Da, din păcate am uitat. Sergent, pasa-i bură! Pasa-i bură către Karen, pasa-i la Sergent! O, cu capul Sergent! Sergent are foarte multe șanse de a înscrie și sunt uimitoare, dar și portarul este destul de bun. Acelor de la echipa aceasta. Care am uitat numele pentru că Liga 3-a. Pasa este la Sergent! Ai, 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 cum de posedează acolo. Băieții ăștia joacă super bine, mai ales au o apărare când și când, să zicem așa. Mi se pare o apărare destul de bună. Noi mai avem un pic de lucrat la ea. Deși, uitați ce am spus, lăsăm prea multe locuri libere. Dar, totuși, până la urmă, recuperăm. Da. Sondheim este la Handsome Indian. La Venzi. Venzi este numărul 10 al echipei. Mă aștept să fie cel mai bun. Perifeor. Da. O pasă destul de proastă. Din partea lor. Nu din partea noastră. Du-te, Karen! Ce pasă-i bună către Karen! Pasă-i bună!
Gol la rebu pentru Sergent, pasă uimitoare și înscrie Sergent. Un gol minunat din partea lui. Foarte ieftin și foarte bun. Desigur, Sergent merită multe aplauze pentru acest gol superb. Adică e greu chiar să dai un gol de genul, deși a fost aproape de poartă. Fă un fel de un fel de preluare, dar un șut. Eu m-aș aștepta să facă preluare și cred că și portarul, dar nu. Băiatul are asuri în mânecă, după cum se vede. Deja este 2-0 pentru noi așa în prima repriză. Există șanse foarte mari, doamnelor și domnilor, să promovăm mai departe. Cred că dacă tot o ținem așa, să promovăm în Liga a doua, în care ne-am bate acolo, cred că cu Stuttgart, dacă nu repromovăm, și cu Hannover, dacă nu mă înșel. E pe foarte bune, sigur. Bun, și se termină prima repriză, o repriză uimitoare pentru noi. Și ore începem. Jucăm la noi pe stadion. Da, joacă un meci senzațional, am bate cu Sergent la Wolmer. Wolmer o pasează la Păun, Alexandru Păun. O pasează super bine. Pasa este la Sergent. Sergent șutează și gol! Sergent înscrie golul, al doilea gol al lui la debut. Cum ar fi ca băiatul acesta să facă hat-trick? Haaland în Liga a treia, candidat aceasta la Bayern. Transfer uimitor, părerea mea, în momentul de față. Ce șut grozav, ce acuritate la șutul acela. Sau acuratese, depinde. Cred că acuratese se spune, nu am idee. Wow, o șansă foarte bună cu Viena. Revenim. Văd că, da, am fost sunat de către un prieten, se afară, dar ghiciți ce, nu! Am și uitat că suntem aici super bine acolo, recuperarea. Deja cu... Ai de capul meu! Da, un match senzațional l-am făcut până acum de Sergent. Sane la Barcelona! Nu se poate, doamnelor și domnilor, acest match. Această chestie este uimitoare. Uite, pasa e bună către Păun! Păun înaintează! Poate să-mi scrie... dacă nu era acolo, era perfect. Puteam să scriu cu Păun. Să fie primul gol al lui Păun, dar... să fiu sincer, vreau să văd și hat-trick-ul lui Sergent. Ia ce-i. Ia uite-l! Vera Streb! Foarte bine jucat de el. Este un match senzațional aici la... Uai, o șansă bună! Dar îl avem aici pe col, un șut, ureh! Apăr acolo. Mai către Wilson. Ai, încă o recuperare. Ganate. Bun. Deci, a trebuit să avem și noi o schimbare. Păun joacă super, părerea mea. Dar nu mi se pare, nu știu ce, Wall. Pare rău că zic asta, dar vreau să-l schimb cu Will, care mi se pare o leacă mai bună. Ai, nici n-am văzut șutul ăla. Calitatea îmi pare rău că este un pic cam proastă, acum nu știu cum se vede la voi, dar eu am o calitate nu prea bună. Să fiu cam sincer, am revenit.
Dar aș putea să remediez chestia asta, am vrut să o pun pe înalt nivel, dar nu îmi prea rezistă să joc așa înalt nivel. Pentru că și laptopul, joc cu chestiile de la PlayStation, dar și laptopul trebuie să un pic cu placa video pe acolo. Și... da. Pasa-i bună la Sync. Sync de lăsat acolo pe Sergen. Sergen o pasează la Sync. Ai, ai, ai. Un match foarte bun făcut de noi. În prima ligă. Este Almas, pasa e bună, dar noi acolo recuperăm, ca de obicei, deja s-a obișnuit Will, jucător excelent, la Karen. Karen, uite, pasa lui Jacaru, Jacaru care mi se pare și el un jucător excelent, dar ce evoluează și el. Foarte mult Jacaru, ai, 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 cum era să se ducă acel gol. Da, un băiat de 18 ani sau 17 ani, nu știu exact, are numărul 7, dar ce vă așteptați, că încă n-am pus numere și pe unul are numărul 2, așa ce mă cam speiul ia, că la părând i-aș da numărul 7 și la... De fapt, nu știu, știu la cine se le dau numerele, dacă e așa, dar sergent, și poate asta cred că numărul 9 ar fi cel mai ok din partea mea, ca să îi fac lui. Numărul 9, cred că l-aș vedea cu numărul 9, să fiu sincer. Imediat se termină meciul și fără hat-trick-ul lui Sergen, dar două goluri, eu sunt destul de mulțumit. Este mini Holland de Liga 3-a, mini. Mai e doar un minut. Nu poate să treacă și se termină acest meci uimitor cu 3-0. Echipa noastră câștigă. Cum era de așteptat Sergen, dar și două goluri superbe. Da, post meniu interviu, avem interviul. Da. Apropo, nu uitați să lăsați un like. În jos aveți Instagramul meu, așa că... da. Așa, doamne, frumoasă. Bun. Și cam acesta este acest episod. Și aici o să intre striker-ul nostru care este aproape de 70. Uitați, are finishing 69. Superb, uite, crește și portarul. Face 67 overall. La reflex și la diving, evoluează, are 70. Uimitor. Pentru Liga 3, mă refer. Uite, tați și transferul pentru Colm, dar pe Colm nu o să-l dăm, pentru că acesta este un jucător minunat și tânăr care evoluează, desigur. Bun, totuși, cam atât pentru acest episod de ziua de astăzi. Cred că este destul, cred că episodul viitor, cred că deja o să ne aducă tinerii jucători din această echipă. Sergent este pe locul întâi, acest jucător este minunat. Ok, totuși, noi ne revenim la viitoare. Pa, pa!